Ia uite, ce e aici. Dă-ne troliu înapoi! Cuplu, am cuplu pe brand. Vorba aia. Am eu doar pe drept. Cât vrei, 50? Salut și bine ați venit la un nou material Stax despre proiectul nostru Jeep Grand Cherokee. În acest material o să vedeți cum ne vine bara, o să facem un mic unboxing așa, și desigur cum o să montăm. Ce este de menționat este că bara noi am primit-o de la cei de la Rock Army din Spania și pe această cale vrem să le mulțumim. Și desigur o să găsiți în descriere link cu bara exactă. Este cam complicat să găsiți piese de modificat. Din ce am căutat eu pe internet așa, am găsit niște proiecte pentru placa de troliu sau o bară prin Polonia, foarte mare, foarte masivă, nu pe gustul meu, poate e pe gustul vostru. Și bara celor din Spania, de la Rock Army. Desigur găsiți și în America, însă transportul produselor din America este mai scump decât produsul în sine. Ce ar mai fi de menționat despre mașină și nu am menționat în primul episod, un lucru pe care voi mi l-ați spus în comentarii acolo, ar fi că de ce nu fac soft? Mașina are soft. I-am făcut soft după ce am făcut inspecția tehnică, ce se face normal în momentul în care achiziționezi o mașină din afara țării. Și mașina în prezent, teoretic, nu am fost cu ea la dyno sau ceva, teoretic are undeva la 200 de cai. Da, cum probabil mulți dintre voi o să ziceți, ce mort e volanul pe Jeep? Este mort. Mort. Trebuie să refac nu doar pielea, pentru că dacă aș fi avut de refăcut doar pielea, ar fi fost super simplu. Trebuie refăcut și buretele și m-ar ajuta foarte mult dacă ați lăsa în comentarii ceva recomandări. Nu m-ar deranja să vedem unde putem să facem un volan mort, să refacem. Și aș prefera undeva în apropierea Bucureștiului, pentru că dacă ar trebui să-l trimit undeva la Baia Mare, ar însemna mai multe zile fără volan, adică fără mașină, ceea ce nu e foarte plăcut. Da, mergem la Daniel la garaj, unde ar trebui să ajungă bara și desigur să rezolvăm o chestie care it's a Jeep thing, cum s-ar zice. Aici în ușă firele sunt destul de slabe ca și calitate. Iar în timp, de la închis-deschis, ușa taie acele fire și rămâi fără toate controalele. Adică nu mai ai geamuri, nu mai ai închidere, nu mai ai nimic. Firele sunt pe ducă, le simt deja și ne va ajuta Adrian să le schimbăm. Ce avem aici, Adrian? O mufă pe cămând. Și niște fire moarte. Și niște fire moarte, dar ghiși ce? Nu trebuie să dăm fața pe ușă jos. Nu? Nu. Băi, eu m-am chinuit ceva data trecută când am înțoclărit acolo lucrurile, pentru că pe mine m-a lăsat pe plajă. Nu te știu, dar ideea este că instalația ușii este separată de instalația mașinii. Și avantajul este că partea de pe mașină este cea defectă. Deci noi dacă putem să o scoatem din mufă de aici, să o tragem aici înăuntru, e perfect. Are o chestie roșie aici, nu? De asta e? Siguranță? Da, e în siguranță. Am tras-o sus. Vedem mai departe. Ea s-a dus în capăt. N-am mai desfăcut mufă de Jeep. Fi și în partea elaltă? O siguranță? Are aici o mufă, nu are în partea asta elaltă. Nimic. Are aici un clips pe care cred că trebuie să apeși. Dar apăs și nu se întâmplă nimic. Nu e până la urmă, mai încet, mai greu.
rahat, Evrica. Știi pe Evrica? Eu nu știu. Na, problema e că a rămas rahatul ăsta aici și nu știu cum treci tu pe ele pe partea de-alte. Păi uite să scoate asta de aici. Crezi că iese? Eu cred că iese, da. Să vedem în ce direcție. Nu coace niciun caz, în culo iese. Dar astea cred eu că trec pe aici înăuntru. Mai avem aici o mufă de care trebuie să scăpăm, trebuie un frice. Aici treaba arată ca nou, s-ar zice. Am terminat de reparat ușa, mulțumim lui Adrian. Da. Cum e? Ca nou. E frumos. Nu se vede nimic. Da. Nu se vede nimic. Acum mai avem de pus bara. Atâta, dacă e loc pe stradă, e ok. S-a speriat ăsta. Ia uite ce e aici. Ia, vezi ea. Niște coarne de taur. Am manual în spaniolă, știi spaniolă? Da. Nu, trebuie să zici ui. Nu, eu știu un dialect, băi, efectiv. Cum mă uitam la Slava Izaura. Să nu stai bara, nu? Împachetată frumos, carton cu alea. Cam catul ăsta de șut. Hai, tăia bara. Băi, noroc că nu te urmă. Tăia bara, mă, ești nebun. Măcar e pe dedesubt? Băi, ești ca ăla cu iPhone-ul ăsta. Bă, noroc că ține la bine sud. Scoate polișul. Asta e bara. Trebuie să mai luăm Raptor. Că de la transport am pățit ce am pățit. Hai! Măcar se vopsește la loc ușor, nu? Punem bara noi? Noi? Noi o punem? Bara asta de la Rock Army? Presim că nu o să fie bara noi. Nu contează, frate. Cred că în următorul cadru o să ne găsească ăștia prinși în bar aici. 100%, aici e greu. Un punct tot. Mai avem tot un pic, 3 minute e gata. A 12 noapte tot aici suntem. Cuplu, am cuplu pe brand, vorba aia. Am eu doar pe drept. Cât vrei, 50? De Newton, bag acum. Pe drept ai 50, pe stângul ai cât? 45. Să mai slab pe stâng. Nu merge stângul. Ce rând de cele acum? Bă, strâng de nu strânge de tot. Bă, strâng! Strânge-mă. Măcar zile, dă-mi un ciocan. Cum a lucrat? Regazul fiind, stai dracu, poate să arăt. Ce? Treabă cineva ce facem, facem o ciorănie. Cât de greu se pune? Poftim? Cât de greu se pune? Bă, dacă am pus-o eu în aproape o zi, unul care e mecanicul prin 5 minute, mă, ești bun? I double dare you. Gata,
Da, dreptul. Nu în capete, trebuie să tăiate alea, drept. Păi da, mă, dar punem până unde? Asta e chestia. Stai, să vină și pe... Pe ce, pe găurile pe de găurile troliu? De troliu. Hai, bagă-l. Păi nu. Nu, ești prea, trebuie, așa, asta e. Nu, trebuie, era fix. Ia vezi, mă, am avut și un pic de dreptate, a? N-ai avut că mai tăiat. Ce-ai tăiat? Că am zis eu să tai până acolo. Păi da, asta zic. Dar ce aici nu trebuia tăiat, este? Da, stai, stai. Stau, ce fac? Trebuie mai spre stânga un pic, nu? Bate-mi pe șapte. Prima! Văzi mâna, băiau. Strâng cu degetul. Știi cine are data? Strâng cu degetul. Știi cine are data? Nimeni. Nu, nu, ia fii atent. Stai așa, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Dă la mine. Păi ieși de la mine. Dă la mine. Dacă vine oasea ceapă, să știi că eu nu e de la... Nu e de la Nasser. Nu? Nu. Ce, bă, nu, nu ne mai dumai. Nu mai ies. Dă-ne troliu înapoi! Noroc că am antrenament cu Traian, frate, că altfel nu puteam să-l ridic atât. Nu-i șulețul ăsta, troliu. Nu ceartă după aia. O șurupință. Să bagă aici, să... Să uitați. Ia, uite pe asta, Mico. Ce parte? Vedeți că știe sula asta. Aha. Să mă arăt Franța! Le văd! L-ai băgat pe poziția acolo? Aproape, da! Aici nu. God damn it! Știi cum e, mă, din 4-3 sunt pe poziție și a patra, nu? Băi, gata, cât? Post? Gata. Nu ești așa. Ia, ia ăla de jos. Păi ia ăla de jos, da. Ia. Ai ghistă? De. Ba, ba. Dă-le-mă, sus nu stă nimica, nu? Mai erau și unul pe mijloc. Erau două. Dar unul lipsește. Întreb, ăla? Erau două pe deasupra, sau trei? Nu, 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 era unul pe mijloc, mă. Nu pe mijloc? Ăsta era pe mijloc. Nu poți să-l bagi pe ăsta? N-ajunge... Nu știu, filetul. Păi ăla-i filetul. Am pornit acest episod în ideea în care voi face singur chestii la mașină, preună cu Daniel, și am ajuns să fim 4 oameni, plus Dan care a tăiat. E da, mă, dar... am terminat! Am terminat într-o zi, da. Cu tot cu troliu. Și asta trebuie să fie un alt episod. Da. Dar mai avem să-i facem legăturile la troliu și putem să facem episodul atunci. Facem... Cu plusul și cu masă. Bă, da, să știi că nu mai vine bine. Dacă tăia Paul aici un pic mai așa, dacă... Mai așa, okay, nu? Da. Da. Hai, mă, că o scoatem pe strază, vedem la lumină. Nebun. Și-ar lua Jeep. Nu, dar arată bine. N-am ce să zic, arată bine. Mai trebuie umblat un pic, pentru că niciodată nu se termină dintr-o dată. Trebuie de minim 2-3 ori, mai un luft, mai un spray, mai o atenție, mai un nu știu ce. Dar pentru o zi de muncă, noi care suntem două mâini stângi, ne-am descurcat. Asta înseamnă, ne-a ajutat și Paul, bineînțeles. Se vede după mâini. Asta înseamnă că, puteți și voi. Puteți și voi să vă comandați vara de la Rocarmi, o găsiți pe stax.ro la shop. O puteți comanda, vine, o montați voi acasă, niște găuri, niște șuruburi, e totul perfect.
petroliu de la Orm cu plasmă, să sperăm că îl folosim cât mai puțin în teren. Și în restul se bucure Marius de ea, ce să spun. Și pe final o mașină adevărată. Oprește-te.